Salutare tuturor! Astăzi vreau să vorbim despre un lucru important pentru viitorul vostru și al copiilor voștri. Cu siguranță toți când aveți un copil și pleacă la facultate, majoritatea vreți să-i trimiteți în București, în Cluj, Timișoara, Constanța, în centrele acestea universitare, unii chiar și în afară. Și o problemă de care se lovesc toți părinții este unde o să stea copilul meu. Unii, pentru că nu aveți posibilități materiale, o să aveți copilul să stea în cămin, alții o să îi puneți în chirie, o să fie o chirie mai scumpă, mai ieftină în funcție de posibilități. Dar cum vă sună să vă spun că poți să iei copilului tău un apartament la 18 ani? Oricine poate să facă lucrul ăsta. Este o soluție simplă, o strategie foarte, foarte simplă. Ce trebuie să faceți ca să puteți să-i luați copilului un apartament sau o garsonieră, până la urmă? Ceva care să-i fie al lui la început, ce să mai aproape la început de drum ca și adult, pentru că cred că ăla este primul moment în care copilul devine adult, este primul moment în care devine independent, nu mai stă cu părintele, trebuie să se descurce, să-și facă de mâncare, vorbea aia, să se gospodărească, să învețe să-și facă curat, să-și spele hainele și așa mai departe. Ăla este primul pas, prima lovitură pe care o are cu viața de adult. După aceea, când o se angajeze, deja intră în alte responsabilități și așa mai departe. Dar tu, ca părinte, cu un efort relativ micuț, poți să ai garantat banii de un apartament pentru copilul tău când începe facultatea. Și ce trebuie să faci pentru a realiza acest lucru? Care e formula magică? Păi trebuie să ai banii aia, nu? Și câți bani? Hai să zicem că îți trebuie, nu știu, 60.000, ajung? Eu cred că ajung și 60.000 de euro ca să poți să iei o garsonieră. Acum nu zic că trebuie să ai banii să iei un penthouse undeva în primăverii sau în cartierul francez. Acum fiecare după posibilități. Dar pentru aproape orice om sau pentru destul de mulți dintre voi care vă uitați, formula este simplă, trebuie să investești, pentru că da, răspunsul mereu la orice soluție vă ofer când vine vorba de a avea mai mult confort, de a oferi familiei mai mult confort, de a avea tu un confort financiar mai bun, este să investești, nu are cum banul să pice din cap, nu o să vedeți de la mine să vă zic de 1000 de lei duceți-vă și luați bilete la loto și puneți numere aleatorii că cine știe poate câștigi, nu există așa ceva, nu o să vedeți de la mine să vă zic ia 100 de dolari și câte 100 de dolari și bagă în câte un meme coin că poate crește x 1000, x 10.000. Nu o să vedeți asta, pentru că vreau să abordăm o situație realistă, o situație care chiar, cum să zic, cu un rezultat sigur. Nu vreau să pierdeți bani, vreau să aveți un rezultat sigur. Și da, investiția este modul prin care puteți să faceți asta. Și acum probabil o să fiți mulți care o să vă gândiți, bă, ok, investesc, dar ce investesc? Pe ce bag toți banii în Tesla, în NIO, în Coca-Cola, McDonald's sau Taiwan Semiconductors, că a vorbit de curând de el? În ce pot să bag eu banii ca să am garantat suma respectivă, 60.000 de euro sau mai mult, de care am eu nevoie? Și răspunsul este simplu, în niciuna dintre cele menționate. Nu. Cea mai bună variantă, pentru că vreau să se preteze această soluție pentru toată lumea. Nu vreau să fiți investitori, nici măcar semi-profesioniști sau, nu știu, quasi-profesioniști. Nu, vreau să fiți oameni obișnuiți, cu acces la internet, cu o cultură relativ limitată în domeniul investițiilor, dar să știți să vă completați declarația unică și când și cum, să fiți tot în regulă din punct de vedere al taxelor și pe care trebuie să le plătiți. Deci nu vreau să vă complicați. Și răspunsul este acela simplu, investiți în S&P. Și gândiți-vă că dacă voi, din momentul în care aveți un copil, el pleacă în jurul vârstei de 18 ani la facultate. 18 ani aveți timp să strângeți banii respectivi. Doar că nu este suficient să vă apucați să puneți 100 de euro, 200 de euro în fiecare lună deoparte, să băgați într-un depozit și hai că se fac banii acolo. Nu este suficient. Și să fim serioși, e mai degrabă pierdeți banii respectiv și
inflația mănâncă, chiar dacă îi puneți în euro, ok, euro are o creștere anualizată cam cu 1,52% și îți mai dă banca 0,2-0,4%. Să zicem că rămâi cu un 2% pe bune. Dar inflația este mult mai mare sau inflația este acolo și în realitate nu faci nimic, nu câștigi nimic. Și soluția este să investești. Și investești în S&P. S&P este, are 120 de ani aproximativ de istorie. Este ceva, deci nu e că ai 30 de ani, 40, nu, ai 120 de ani care îți spun că anualizat, indiferent de președinte, indiferent de câte crize au fost, indiferent de habar n-am, de, a trecut prin atâtea fenomene economice, sociale, nu știu, dezastre naturale, câte vreți voi, fără număr. A trecut prin foarte, foarte multe situații și anualizat a demonstrat că poate să ofere în medie 10% și specific în medie pentru că anul ăsta e 15%, la anul poate e 7%, după aia e 18%, după aia e 5% și tot așa. Poți să ai și un an în care ai un return negativ, -3%, dar garantat într-o perioadă de 18 ani vei avea o criză în care vei putea să investești mai masiv, dar mergând pe ideea de dollar cost averaging în fiecare lună în aceeași zi, ar trebui să obții 10% anualizat în medie pe 18 ani. Și ce înseamnă acest lucru? Și o să vă dau share screen și o să facem niște calcule împreună. Și avem acest calculator de investiții simplist. Haideți să zicem că nu vreau să începeți cu foarte mulți bani de la început, să pară că soluția asta se pretează numai pentru cei care au zeci de mii de euro strâns și trebuie să mai facă încă pe atât. Nu. Începem cu 1000. Mi-apare în dolari, nu pot să schimb chestia asta, dar vă gândiți că sunt în euro. Începem cu 1000 de euro. Și am zis că pe 18 ani, cât până ajunge copilul vostru la vârsta de plecare la facultate, cu un randament de 10%, indexarea se face anual, adică compounded interest, și contribuție cât? Haideți să încercăm cu 100 de euro în fiecare lună. Ce sumă ne dă? Surprinzător ne dă 62.000. Și observați un lucru interesant. În 18 ani, 2% a fost contribuția voastră inițială de 1000 de euro. 34% este contribuția constantă pe care o aveți și 64% reprezintă dobânda. Sau, mă rog, echivalentul dobânzii sau câștigul pe care îl aveți, dobânda aceea compusă, câștigul acela compus pe care îl aveți prin faptul că ați investit în ceva, nu ați luat banii câștigați și i-ați reinvestit. S&P-ul face asta pentru voi. Creșterea pe care o are poate fi văzută ca un compounded interest. Este un compounded gain, adică un câștig compus care se autoreinvestește constant. Și dacă voi doar cumpărați, doar investiți, nu plătiți nici taxe până în momentul în care scoateți banii, și când plătiți taxe, plătiți 10%. Hai că nu e chiar așa mult. Și 10%, da, vine vreo 6200 de euro. Rămâneți cu 56.000. Dar tot e bine. Puteți să găsiți o garsonieră, puteți să-i luați o garsonieră, dar ce înseamnă, uitați, dacă punem 150 de euro în fiecare lună, înseamnă 91.000. Aproape același procent de dobândă pe care o obțineți, echivalentul dobânzii, și aproape același procent raportat la întreg de investiție a voastră. Și ați investi 33.400, adică 32.400 plus 1000 investiție inițială, și ați avea dobândă 57.935. Uitați, cu bani puțini, în 18 ani ce puteți să obțineți? Nu există scuză pentru faptul că n-am bani, câștig puțin. Hai să fim serioși că 100 de euro, cred că oricine, aproape oricine poate să-i pună deoparte. Hai punem mai puțin, punem 75 de euro. Că și 75 de euro tot vă dă 48.000. Tot luați o garsonieră. Hai să vedem cu 50 de euro în fiecare lună. Ce obțineți? 50, nu 500. 34.000. Toți sunteți aproape. Deci nu există scuză. 50 de euro, să fim serioși, sunt 250 de lei. În fiecare lună să-i puneți deoparte. Asta e minimul. Da. Ați văzut, 75 de euro chiar vă dă banii de o garsonieră.
100 nu mai zic, 150 vă dă banii de apartament cu două camere. Hai să punem 250. Vă dă banii de apartament cu trei camere. Deci nu există scuză. Doar dacă nu vrei. Doar n-ai răbdare, ți se strâng niște bani acolo și zici, mamă ce mi-aș da și o mașină nouă, hai că plecăm într-o vacanță scumpă în Hawaii, hai că ne plimbăm, hai că facem altceva cu ei. Da, dacă pleci pe ideea asta, dacă renunți la scopul tău, e vina ta. Dar uite că soluții sunt. Nu sunt complicate, nu trebuie să fii expert în investiții, îți trebuie un telefon, internet și nici măcar de mare viteză, o aplicație, un broker și în fiecare lună să bagi o sumă constant, nu contează ziua. Dollar cost averaging, sunt atât de multe studii care demonstrează că nu contează, adică, da, ok, poți să ai un randament mult mai mare dacă ești specialist, profesionist, cauți un preț mai bun, nu exclud lucrul ăsta, dar 10% este demonstrat în 120 de ani că îți dă S&P, indiferent când bagi banii. Dacă îi bagi în fiecare, nu știu, pe 10 ale lunii, timp de 18 ani, aia e suma pe care o să o ai. Pe acolo. Poate chiar mai mult, cine știe, pentru că, nu știu, poate trebuie, nu știu, în momentul ăla e un boom economic și tu atunci vinzi și vinzi foarte sus și ai avut în ultimii 2-3 ani numai 15% randament. Deci nu există scuză, doar lene și faptul că nu vrei să te informezi măcar un pic. Dar v-am oferit posibilitatea să aveți, să luați copiilor voștri un apartament, o garsonieră, foarte ușor, cu minim de efort, 5 minute în fiecare lună. Aia e tot. Și o declarație la final pe care o faceți în 10 minute și aia e tot. Cum vi se pare? Dacă v-a plăcut acest video, nu uitați dați un like, un share și un subscribe și sper să aplicați ceea ce v-am zis. Eu cred că o să vă prindă și vouă bine și copiilor voștri. Ne vedem data viitoare. Pa, pa!